Direcția de asistență socială DEVA a semnat miercuri 11 mai contractul pentru servicii de tipărire și livrare a tichetelor sociale pentru achiziționarea de centrale termice de apartament. Durata contractului este până la sfârșitul anului în curs, cu posibilitate de prelungire până la sfârșitul lunii aprilie anului viitor. Aceste tichete sunt destinate devenilor cu venituri mici și care au fost racordați la sistemul centralizat de termoficare, iar valoarea acestora de 195.000 de lei este asigurată de la bugetul local. Tichetele sociale pentru achiziționarea centralelor termice individuale sunt destinate familiilor și persoanelor singure din municipiu care au venitul până la 1.525 de lei pe lună. Și totodată acestea trebuie să fi fost racordate la sistemul centralizat de încălzire de la termocentrala Mintia. Tichetele sociale au o valoare de 2500 de lei și sunt susținute în totalitate de la bugetul local. De la începutul anului 2022, trei persoane din municipiul Deva au solicitat acordarea tichetelor sociale pentru centrale termice individuale, în timp ce anul trecut, în cadrul programului, au fost depuse 44 de cereri. Actualul buget alocat de municipalitate pentru tichetele sociale în vederea achiziționării de centrale termice este destinat pentru 78 de familii sau persoane singure din Deva. Persoanele îndreptățite să beneficieze de tichete pentru achiziționarea centralelor termice de apartament pot depune cereri la Registratura Direcției de Asistență Socială DEVA. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0723 230 106 și 0254 218 030 tasta 1 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri în intervalul orar 8-14.